mi-a făcut zob mașina, am sunat, am fugit de la locul accidentului și am sunat la 112, că dacă era și bara pe jos, ruptă, tot pe acolo, am sunat la 112, nu mai stat eu să mai caut numărul la poliția lor de acolo. Păi ai fugit dumneata sau a fugit el? A fugit el. El, am înțeles. Da. Am sunat la 112 și mi-a dat poliția de Roman de acolo așa. Și ăia mi-a spus, domnule, e cineva decedat, e asta. Nu, domnule, nu e asta. Am astea înșirate pe drum, m-am lovit puțin. Faci că veniți la noi, la poliție aici așa. M-am dus la ei acolo, la poliție, și ofițerul de serviciu în loc să-mi dea un formular de la care să completează cum a fost, ce s-a întâmplat și asta, face stai acolo așa că o să vină cineva. Dar mai era unul atârnat civil la ofițerul de serviciu acolo și mă întreba ăla, domnule, dar ce s-a întâmplat pe asta? Păi uite, m-a lovit unul pe bulevard, acolo a fugit de la locul accidentului. Și ăla face și ăla civil, face că stai acolo că o să vină cineva. Și am spus, băi, ora, tu lucrezi la poliție, de ce mă interoghezi asta? A, nu, mă, așa, că eu eram curios și eu așa. Cu toate că eu n-aș fi fost curios în viața mea vreodată ce face altul sau asta. Și a venit unul de acasă care nici nu era, deci atâta poliție în Roman, deși ăsta i-a mutat să fac o paranteză, și când m-a lovit ăla și a fugit de la locul accidentului, era poliție în intersecție acolo, de la mai ei, de la ăsta era. Și ăia când a văzut că m-a lovit ăla, s-a urcat ușor în mașină, că erau doi, și au plecat de acolo, n-au vrut să vină la locul faptei acolo, să vadă că m-a lovit ăla și că eram cu bara ruptă. Dar când se întâmplă asta? În 2018. 2 ani în urmă. Să... Nu foarte de mult, da. Da, o să spun unde vreau să ajung. A venit ăla de acasă, deci nu s-a băgat niciun polițist, nimic. A venit ăla de acasă și de când a intrat pe ușă, care-i mă ăla care a sunat la 112? Că îl bagă în pușcărie, că asta, băi, tu știi că plătește amendă. Păi stai, bă, dacă mă lovește unul și fuge de la locul accidentului și asta, eu la cine vrei să sun? La mama acasă? Dacă el, dați-le banii. Dați-le banii toți, băgați-i în cont lui mama și când se întâmplă ceva, nu mai sun la unul lui. Sun la mama și are mama banii, luați de acolo. Nu, că o fi copățit. Între timp a venit și ăla care m-a lovit. Stătea și închid lângă ușa acolo, dar el nu vorbea nimic, să intre în discuții. Domnule, stai că eu l-am lovit, eu aia. Nimic, el stătea, el știa treburile că s-a rejate. Deja mi-a spus un taximetrist, face, băi, vezi că ăsta când venea spre poliție vorbea la telefon cu cine vorbea și zicea că băi, vezi că am lovit pe unul de Brăila, vezi cum mă scoți, știi? Așa. Am intrat înăuntru acolo, băi, prieteni Oleg, dacă nu m-a ținut numai într-un stres, numai asta, numai la intimidare a vorbit cu mine. Lui ăla nu-i spunea nimic, nici măcar nu l-a întrebat cum îl cheamă. Dar eu am impresia că ăla care a venit la ofițerul de serviciu și stătea de vorbă acolo la ghișeu, eu am impresia că ăla nici permis de conducere n-avea și era și băut, era, că nici nu putea să stea în picioare. Și am impresia că ăla a venit ori să le aducă darul ăla la ofițerul de serviciu, să le dea darul, ori dacă nu, să aducă un permis să facă totuși un proces verbal pe un permis, că dacă ăla probabil când avea și asta... Și asta, numai în teroare m-a ținut, ăla polițistul ăla care a venit de acasă, nici nu era în timpul serviciului, sigur că toți care îl vedea pe acolo îl întreba, dar ce cauți pe aici, ce faci? Ei, uite, mă, a venit, mă, că ăștia se accidentează, mă, că eu de parcă ar fi iarnă, gheață, numai tu pe eu de asta doar, numai tu știi, că numai tu treci până din astea și mai este geană ăla și cu asta, eu vă urmăresc toată ziua, știi? Și ce crezi mi-a făcut? Mi-a dat afară, m-a ținut de la ora 12 fără 5 ziua până la ora 4 după amiază m-a ținut acolo la poliție. Ba, ieși afară, ba, aia, ba, îl băga pe ăla înăuntru, ba, aia. Și tocmai pe la vreo 3 și ceva, ăsta mi-a dat afară, a ieșit iar afară, m-a pe mine, mai mult pe mine. Dar nu mai spun, când a făcut constatare la mașină, eram și cu nevastă-mea și cu nată-mea și cu soră-mea în mașină, și nevastă mi-a încercat să-i explice, uitați, domnule, nu eram pe drumul ăsta, eram oprit, nici măcar nu eram în mers. Și ăsta a venit din contrasens și a intrat direct în noi.
Și a făcut-o pe nevastă mea proastă de față cu mine, venea să-i tai gâtul acolo, așa, din emernici el. Și ăla i-am pățit cu ei acolo, așa, până la urmă a zis el că a decis așa, că face, băi, semnează aici. Și am spus, da, ce semn? Nu mă, semnează aici, așa. Am făcut eu o semnătură, dar nu de-a mea originală acolo, așa, și îi spune lui ăla, tu ești liber, ăla mirosea toată băutură. Fii atent, m-a dat pe mine afară din... de acolo, i-a suflat zero în alcooletest, ei acolo înăuntru, și pe urmă mi-a pus mie primul alcooletestul și pe urmă i-a dat să sufli peste zero al meu. Eu știu, sunt șofer, să vede, nu? Uite, eu sunt la muncă acum. Da, da. Sunt în camion. Sunt în camion la muncă. Și eu șofer și eu știu că ăștia mă oprește pe drum, de multe ori mă testează. Trebuie să sufli până să termină piuitul ăla la noi, în România, la alcooletestul ăla, trebuie să sufli până să termină de piuit ăla. Lui, după ce mi-a luat mie cu alcooletestul și cu asta, i-a dat aia lui în mână, l-a pus într-un colț și ținea, cum ține bot gros, trompeta pe la voi, pe acolo, la gură. Nu sufla, nu nimic, faci, gata, mă, nu mai sufla, las, că n-ați băut niciunul, nu mirosiți niciunul alcool și asta. Fii atent. Și mi-a luat permisul mie, fii atent, Oleg, deci am sunat eu la 112, parcă eu sunam ca să mă duc să-mi iei mie permisul, eram așa de prost, să vă sun, dacă eram eu vinovat. Mi-a luat mie permisul, amendă 4.700.000, mașina zdrobită, a mea, și la muncă n-am mai putut să mai lucrez 2 luni, că dacă mi-a luat permisul, am stat 2 luni pe dreapta. Acum întrebarea mea este, eu pot, eu aș vrea să-l chem cumva în judecat, am cerut zilele astea, și am cerut zilele astea să-mi dea registrarea de la 112, aș putea să-l dau o judecată pe polițistul ăla că nu era în timpul serviciului și a venit de acasă ca să fac el treaba asta? Păi da, poți să faci o plângere penală, eu știu, la superiorii lui și una la parchet. Dar ce ai făcut cu amenda? Da. Ai contestat-o? Ai anulat-o? Păi n-am mai contestat-o, că dacă eu fiind de la Brăila, trebuia să fac naveta tot timpul acolo și acasă contest și astea. Și te-ai dus și ai plătit amenda. Am plătit și amenda, am plătit asta și am vorbit cu un avocat de acolo din Roma și mi-a spus, băi, omule, ăștia sunt hoți pe aici așa, dacă nu ai să faci la drumuri pe aici așa, de o să rupi pământul și n-ai să faci nimic cu ei pe aici așa. Și m-am gândit că era și distanța asta mare acum de la Brăila la Roman, trebuia să mă cheme tot timpul, aveam și permisul ți l-au suspendat doar pe 2 luni, atâta n-ai putut lucra și după aceea l-ai recuperat și ai revenit la volan. Da, mi l-a luat pe 2 luni și am făcut până de examenul ăla 14 din 15, cât este, și l-am scos la o lună, l-am scos. Dar vede ce m-a făcut, deci cu permis luat și mașină stricată și amendă și ce să mai zic și asta. Și aș vrea, într-un fel, dacă pot să mă adresez undeva, deci eu ăsta, deci cu polițistul am ce-am, are voie să vină așa de acasă la muncă, când erau atâția polițiști acolo, să vină el? Omule, poate și n-are voie, dar dacă te-ai apucat să plătești amenda, să-ți asumi răspunderea, acum ești singurul vinovat pentru ce ți s-a întâmplat. Toți ceilalți au făcut așa pentru că le-ai permis. Păi, ce era să le facă dacă, știi ce mi-a spus Oleg, face, că eu le-am spus, băi, dar e normal așa să iei alcooletestul meu cu zero, să-l pui lui? Ăla spunea, mie faci când te-ai face tu polițist, atunci mă să examinezi treaba. Pormă, când mi-a luat permisul, mi-a spus că așa am vrut eu, mă, dacă nu-ți convine, du-te și fă contestații. Păi, și mi-a mai spus un... Păi și de ce nu te-ai dus să faci contestații și plângere penală? Nici acum nu-i târziu, cred, după 2 ani. Dar cine o să te mai creadă că te-ai trezit după 2 ani să faci asta? Păi nu știu, am zis totuși că asta că ca să fac într-un fel, măcar ca să treacă, cu toate că rămân cu astea, cu pagubile astea, dar măcar să rămân eu cu inima împăcată, că totuși asta, că acum totul se bazează pe camere de luat vederi, cu astea, cu poze. Da, dar după 2 ani de unde să le mai iei înregistrările? Bine, dar înainte când nu exista camere și asta, nu se mai judeca lumea, nu se mai găsea un vinovat, nu se mai găsea nimic.
Și o să ceară probe. Care-s probele? Procesul verbal că dumneata ai plătit amenda și ți-ai asumat răspunderea, marturii lor, alcool, da, testul care zici că s-a trucat de față cu dumneata, da, și n-ai reacționat, n-ai zis nimic, decât ce ai mormăit, dar acolo. Dar ei nu poate să verifice procuratura sau tribunalul și asta, că i-a modificat deja testarea cu pixul, să vede din procesul lui verbal că a modificat în loc să... Poate, treacă... dar trebuie dumneata să ceri asta și era bine să o fi făcut imediat. Acum da, îți spun, da, da, e foarte puține șanse să se intervină. Iar tipul va continua să accidenteze pe alții, pilele lui din poliție continuă să activeze în poliție, pentru că dumneata i-ai încurajat, le-ai dat o lecție că așa se poate. Da, 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 da. Bine, deci n-aș putea să mă mai adresez, eu acum aștept... Pot să te adresez cu foarte puține șanse de izbândă. Atunci, pe loc, încă mai erau șanse, mai multe, și încă dacă făceai mediatizare în paralel. Acum... Păi acum dacă ar fi să mă adresez cu registrarea aia de la 112 către cine, către superiorii lui de acolo, de la Roman, să mă adresez prima dată, dacă ar fi să încep ceva? Da, superiorii din Roman sau direct la Mai, la București? Ei în ce județ? Vaslui sau Bacău? Nu, neamț. Sau direct la județ te adresez? Poate că s-au schimbat, că s-a schimbat guvernarea, poate s-au schimbat șefii și acum o să zic, a, stai, că pe ăsta de mult așteptam să-l scoatem din funcție și căutam un motiv, o ocazie. Și îl scot din funcție, îi fac dosar penal, dar e puțin probabil, să, după 2 ani... Către cam... cine trebuie să mă adresez? Către comandantul poliției de acolo? Da, s-au adresat de instituție și ei o să transmită cuiva, dar... Comandantului e bine, mai ales că nu știi numele. Zici comandantului poliției județene, iată faptele din Roman, vă rog să interveniți. Dacă ți-aduce aminte numele, poate apare în procesul verbal numele lui. Da, păi da, este numele polițistului, este și al ăla care m-a lovit, dar eu cred că ăla nici n-avea permis, a făcut pe numele lui altul, ceva de genul ăsta. Să mă adresez în scris sau verbal, adică să mă luat comandantul poliției. Verbal nu rămâne nicio urmă, în scris e-mail măcar. Sau scrisoare recomandată, da, pe adresa inspectoratului de poliție. Da, 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 da. Bine, Oleg, mulțumesc frumos și succes în continuare ce faci. Bacă! Dacă vrei mediatizare, spune, înregistrăm, facem public. Da! Nu poți să faci public, nu e nicio problemă. Ne-am înțeles, mulțumesc. Bine, sănătate, numai bine. Numai bine.